Declarat de altfel în exclusivitate pentru postul nostru de televiziune că tot ceea ce s-a întâmplat la Direcția Națională Anticorupție nu este deloc bine pentru Curtea Constituțională. A mai precizat că nu orice om care se duce la DNA la audiere este și vinovat. Să-l ascultăm pe președintele CCR. Această mică discuție. Vreau să vă spun că aveam în plan să facem o conferință de presă săptămâna viitoare în care să vă prezentăm activitatea Curții pe anul trecut și pe planurile noastre pe anul viitor, anul în curs. Dar se pare că lucrurile se precipită și văd că a trebuit să ne întâlnim astăzi, deși noi ne-am mai întâlnit și în zilele trecute. În legătură cu evenimentul regretabil despre care am luat cunoștință astăzi, tot prin intermediul dumneavoastră, plenul curții s-a întâlnit și a dat deja un comunicat de presă. Ați primit cu toții comunicatul de presă, l-ați citit, am văzut că unii l-ați și comentat. Sigur că pentru noi a fost o surpriză, pot să zic o surpriză uriașă, este pentru prima dată când un judecător, dar nu doar un judecător, nici măcar o persoană din curte nu a fost niciodată într-o astfel de situație și sigur ne-a luat prin surprindere, ne-am șocat, noi nu am știut, nu aveam cum să știm despre aceste lucruri până astăzi când ne-am văzut la televizor și când am primit comunicatul de presă al DNA. Am văzut că vă preocupă în mod deosebit demisia domnului judecător. În legătură cu aceasta, vreau să vă spun că demisia este un act personal. Și că dacă dumnealui va alege să-și dea demisia, este o alegere a dumnealui. Noi nu putem să îi cerem demisia pentru că după legea noastră spune foarte limpede de ce se întâmplă în situații în care judecătorii ajung într-o situație de felul acesta. Deci, dumnealui poate fi cercetat fără nicio aprobare de la nimeni, că am văzut că se comentează că ar trebui să aibă aprobare. Nu, el poate fi cercetat. Numai în momentul în care s-ar pune în discuție arestarea sau trimiterea în judecată, acolo se cere o aprobare din partea instituției care l-a numit judecător la curte. Dacă va fi trimis în judecată, din acel moment mandatul lui este suspendat pe toată durata. Cât durează procesul penal, mandatul este suspendat, iar la final, dacă este condamnat, încetează mandatul, dacă este achitat, își reia activitatea. Sigur că ar mai fi de spus, tot ca să vă preîntâmpin întrebări de ale dumneavoastră, am văzut că se pune în discuție problema incompatibilității. Conform Constituției, judecătorii Curții Constituționale sunt incompatibili cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția aceea de cadru didactic în învățământul juridic superior. Textul de lege, articolul 61, mi se pare, aliantul 4, presupune că oricare judecător sau orice judecător care a desfășoare alte activități decât aceea de judecător la curte sau cadru didactic, care l-ar putea pune în situația de incompatibilitate, este obligat să declare președintelui curții acest lucru. Să facă o declarație la președintele curții, da? 64, alineatul 4, cred că este. Eu nu am primit o astfel de declarație din partea domnului judecător. Astăzi am aflat că unele dintre activități, dintre faptele pentru care este cercetat, l-ar putea pune în situația de incompatibilitate. Sigur că eu am să-i pretind acum să își facă o astfel de declarație prevăzută de acest text din lege, că este obligația judecătorului, este chiar la obligații trecută. Și în funcție de ce va declara dumnealui, vom lua o decizie, pentru că ce se spune în comunicatul DNA-ului sunt doar acuzații care îi se aduc. Eu nu pot să îl declar incompatibil sau curtea nu îl poate declara incompatibil pe o simplă declarație, pentru că, așa cum spuneam în comunicatul de presă și am văzut că v-a supărat acest lucru, și judecătorii curții beneficiază de prezumția de nevinovăție. Dacă i-am suspendat, i-am declarat incompatibil pe fiecare judecător de câte ori se spune ceva rău despre el, unde am ajunge? Deci asta este situația în legătură cu domnul judecător Greblă. Este regretabilă, repet, regretăm cu toții acest eveniment. Instituțiile statului și este o formulă care de obicei mă enervează. Dar instituția aceasta, sigur, DNA-ul în speță, și dacă va fi cazul și justiția, trebuie să ducă până la capăt aceste cercetări, să lămurim lucrurile, pentru că nu vreau
să planeze asupra Curții Constituționale nici măcar o umbră de bănuială. Am fost o instituție și suntem o instituție care nu am fost niciodată acuzată de nimic, decât de acuzat oficial de nimic, decât de am încercat să convingem populația că ne îndeplinim atribuția principală, aceea de a veghea la respectarea Constituției și la supremația acesteia. Deci chiar putem, așteptăm ca aceste instituții să dea cât mai repede un verdict în această problemă. Pentru că nu poate curtea să rămână în 8 oameni sau să nu judece. Noi trebuie să mergem înainte, viața merge înainte, mâine va fi o altă zi. Trebuie să mergem înainte și trebuie să știm exact cu cine mergem, cât suntem. Oricum, activitatea noastră nu este afectată strict legal vorbind, pentru că noi putem să judecăm dacă suntem minim 6. Sper să nu ajungem acolo. Vreau să vă spun, în schimb, un lucru pe care aș fi vrut să-l spun la conferința de presă pe care vreau să o organizăm. Dar profit de ocazie și sigur probabil că altă conferință de presă nu vă mai facem. În ultima vreme, și asta se întâmplă începând din vara anul trecut, în legătură, după ce am început să dăm acele deciziile acelea cu, cum le spuneți dumneavoastră, Big Brother. Au fost 3 decizii, ieri, când? Ieri sau când am dat-o pe ultima? Ieri am dat-o pe ultima. Au apărut chiar reprezentanții unor instituții ale statului sau parlamentari care au făcut acuzații deosebit de grave la adresa curții în legătură cu aceste, decizii. Sigur că aceste acuzații sunt de natură de a pune presiune pe judecătorii curții și nu vă ascund că la ultima întâlnire cu reprezentanții Comisiei Europene, cu MCV-ul, cum se spune în limbaj mai puțin academic, unul dintre judecătorii curții, dar a fost acceptat de toți ceilalți, s-a plâns că se teme, că este prea mare presiunea asupra lui și că este frică să fie judecător la Curtea Constituțională. Nu se poate ca de fiecare dată când avem de pronunțat o decizie să apară, pe la dumneavoastră apar, că asta e calea de comunicare, sigur nu aveți nicio vină în asta, dar să apară reprezentanții ai politicului în general sau instituțiilor statului să ne spună cum avem, ce avem de făcut, cum urmează să judecăm și ce decizie trebuie să dăm în situația respectivă. Și mai mult ca după aceea să ne atragă atenția că vom răspunde sau... Nu, asta e odată cu... Dar ni se atrage atenția că vom, într-un fel că vom fi răspuns.